É. Ah, Rayane. Você faz uma vida. Mentore. Hai voluto sa scap de mine? Ci mi hai luato toate păcatele. Acum trebuie să fii băiat cu minte. Foarte cu minte. Să faci tot ce trebuie. Al minteri? Te chem la mine. Și să știi că eu am timp să te aștept. O eternitate. Dar tu ești mort, Traiane. Păi fi eu mort, dar vezi că bântui până lume ca o fantomă. Ce să fac? Dacă acolo n-am lumină, n-am o pernă pe care să pun capul, să mă odihnesc... Iartă-mă. Și să știi că dacă nu mă odihnesc eu, nu te odihnești nici tu. Iartă-mă. Iartă-mă, Traiane! Lasă omul, face-o! Iartă-mă! Doamne, te-am iertat! Când auză femeia asta, ta și uracia. Așa, scoală-te tu, acia, da? Da, scoală-te, că noi doi avem o vorbă. Lasă-mă să dorm, muiere. N-am închis ochii de noapte în șir. Traian, nu-mi dă pace. Bă, femeia asta, ce vrei? Auzi, Traian, tu vrei să spui pernuța pe fățucă? Să tai? Traian. Bre, scoală-te. Bre, te-ai delit? Ce? Tu ai ajuns să te spovedești la harpia asta, Ana Maria, tu în halul ăsta ai ajuns să te spovedești la dușmani? Lasă-mă, nu stăgă. Eu mă duc. Eu mă sufoc aici. Da, eu nu, aceea, nu mai pot. Eu mă duc de aici. Bre, pătolește-te aceea. Unde să te duci? Unde? Mă duc unde vei? La ui? Da, am înțeles. Te duci la boi. Stai aceea în pat. Stai pe toalet. Mă, nu țâcă. Nu mai pot, nu țâcă, nu. Nu. Lasă-mă să mă duc. Bre, nu i-am vins că schimb foaia aceea. Stai portalită aceea. Să mă duc, să plec. Băiatule, unde te duci acum? Am zis odată, la oi.